Pentru a limita creșterea numărului cazurilor de gripă și a virozelor, medicii de la Spitalul Județean Slatina au impus începând de astăzi noi restricții. Astfel, în secțiile considerate cu risc este total interzis accesul vizitatorilor, iar în celelalte s-a limitat numărul lor, dar și durata vizitelor. La nivelul spitalului s-a luat măsura limitării accesului aparținătorilor și vizitatorilor la nivelul secțiilor și compartimentelor, tocmai pentru a încerca să limităm riscul de transmitere prin intermediul aparținătorilor în populația generală. S-a luat măsura interzicerii accesului pe secțiile cu risc boli infecțioase, pediatrie, terapie intensivă, neonatologie și pe celelalte secții este program limitat de acces al aparținătorilor și vizitatorilor. Până acum, cu ajutorul testelor rapide, medicii slătineni au depistat 41 de cazuri de gripă. La nivelul județului, numărul cazurilor a ajuns la 53 și este în continuă creștere. Reprezentanții Spitalului Slatina spun că sunt pregătiți să facă față valului de pacienți diagnosticați cu gripă sau infecții respiratorii. Suntem în plin sezon de răspândire a infecțiilor acute respiratorii. Până acum, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina, au fost diagnosticate un număr de 41 de cazuri de gripă. Dintre acestea sunt internate un număr de 4 cazuri. Spitalul Județean de Urgență Slatina face testarea de tip screening cu test rapid de gripă începând din luna noiembrie acestui an. Nu am avut probleme de lipsă stoc care să ne pună în situația lăsării unor pacienți fără diagnostic. Medicația specifică este asigurată prin farmacia spitalului prin acordul cadru, iar medicii specialiști, atât din urgență cât și din boli infecțioase, cunosc și aplică metodologia de diagnostic în cazul infecțiilor acute și gripale la pacienții care se prezintă în spitalul nostru. Și în școli și grădinițe, gripa și virozele fac ravagii. Două clase din Slatina au fost închise în urma confirmării unor cazuri de gripă în colectivitățile respective. De asemenea, numărul copiilor bolnavi este în continuare foarte mare, multe săli de clasă fiind pe jumătate goale în această perioadă.